Jandarmeria rămâne fără dirijor. Colonelul Cătălin Paraschiv, devenit faimos după protestele din data de 10 august 2018, a decis să iasă la pensie. Nu vârsta ar fi motivul din spatele acestei decizii, ci nemulțumirile față de instituția din care face parte. Controversatul personaj de la protestele din 10 august, colonelul Cătălin Paraschiv, și-a depus actele de pensionare. Însă dirijorul în alb nu a luat această decizie din cauza vârstei, ci din alte motive. Colonelul se arată nemulțumit de instituția pe care a deservit-o și susține că modul de conducere a jandarmeriei este bazat pe cleptocrație avidă și grețoasă, iar nedreptatea este inoculată psihic. Decizia de pensionare vine la aproape 4 ani de la mitingul antiguvernamental al diasporei. La acel moment, zeci de protestatari au depus plângeri împotriva trupelor de jandarmerie. În raportul pe care îl cere șefului jandarmeriei, colonelul invocă legea 80/1995, care privește statul și cere cadrelor militare să prețuiască onoarea și gloria de luptă. Mai mult, omul în alb susține că funcția socială a valorii este fracturată de arivismul și ambiția egoistă a comenzii instituției. De cealaltă parte, jandarmeria refuză să comenteze motivele pensionării. Mai mult, reprezentanții instituției au numai cuvinte de laudă legate de cariera colonelului. Nu este pentru prima oară când Paraschiv se supără pe sistem. În urmă cu 4 ani, acesta ar mai fi avut o tentativă de pensionare după ce Klaus Iohannis a refuzat să-l avanseze în grad. Cătălin Paraschiv a ajuns celebru în urma violențelor de la 10 august. La acel moment, colonelul ar fi intervenit pentru salvarea unei colegi agresate de protestatari. Numele de dirijor în alb sau omul în alb și l-a căpătat tot în acea perioadă când s-a dus la proteste îmbrăcat în alb și nu în uniformă. Autoritățile bat pasul pe loc în cazul dosarului de la 10 august.